Prim vicepreședinte Marius Lulea este de profesie inginer constructor, are 42 de ani, a terminat Facultatea de Construcții din București ca șef de promoție, este un antreprenor de succes în domeniul său de activitate, a scris numeroase cărți istorice și totodată de specialitate, este o minte orientată pe rezultate și eficientizare. Următorul vorbitor, ales în 2019 în Parlamentul European, a dovedit că poți face politică la nivel european fără să stai în genunchi. E cel care a arătat lumii întregi abuzul din spatele contractelor încheiate de celebra doamnă Ursula von der Leyen. Singurul europarlamentar care a intrat în Parlamentul European fără certificat verde, cred că vă amintiți acel moment, și care a luptat într-una împotriva abuzurilor din timpul pandemiei. A ridicat steagul României în fața a 10.000 de protestatari în marile capitale ale Europei. Știți despre cine vorbesc, îl îndrăgiți și îl apreciați pe Cristian Terheș. Vă salut pe toți și vă mulțumesc pentru faptul că v-ați răpit astăzi câteva clipe să veniți să, nu doar să ne ascultați, ci și să fim împreună. Pentru că să știți că unirea românilor începe nu de sus, ci începe de jos. Dacă dorim cu adevărat să fim un stat demn, dacă dorim cu adevărat să fim o națiune respectată în România, în Europa, să spun, în contextul actual și în lume, e important să arătăm unitate și să știți că această unitate începe de jos. Iar exemplul pe care l-ați dat astăzi, venind și din Sălaj și din județele învecinate, să fiți astăzi cu noi împreună, cred că merită un rând de aplauze, în primul rând, pentru dumneavoastră. Unii întreabă, mai mă întreabă și pe la Bruxelles, zice, băi, zice, voi acolo în Sălaj, zice, există județul ăsta pe hartă. Există și să știți că a dat oameni politici foarte mari și pentru Transilvania și pentru România. Acum multă lume cunosc pe Baniu și Coposu. Există însă un alt om politic care de fapt a trasat direcția nu doar pentru Baniu și Coposu, ci pentru tot ceea ce înseamnă mișcarea de liberare națională a românilor transilvaneni. Și mă gândesc la Simion Bărnuțiu. Simion Bărnuțiu. Simion Bărnuțiu, care își dorme somnul cel de veci la vreo 20 de kilometri de noi, în localitatea Bocșa, iar dacă mergeți pe direcția Zalău-Cluj, o să vedeți Fântâna Gorgana. Și când am venit să candidez pentru alegerile europarlamentare, am vorbit cu conducerea de atunci a județului, zic, nu e normal să treacă mii de mașini zilnic pe lângă fântâna respectivă și să nu fie un semn care să spună cuiva poate curios, bă, ce se întâmplă acolo? Că văd un steag. Pentru că la acea fântână a murit în drumul spre casă de la Iași, într-o caleașcă pusă la dispoziție de Alexandru Ioan Cuza, Simion Bărnuțiu, pentru că a venit și a dorit să moară acasă. Și vedeți, din păcate, acest dor pe care și Simion Bărnuțiu l-a avut în secolul XIX de a se întoarce acasă, îl au și astăzi, exact cum ați văzut în clipul de la introducere, zeci de mii de sălăjeni și milioane de români. Pe care când îi întreb în afara României, și eu am stat 17 ani în afară și știu cum e. Când îi întrebam unul pe altul, nu ziceam când te duci în România. Întrebarea era când te duci acasă. Indiferent câte case ai avea, apartamente, bunuri, nu contează. Pe lumea asta doar un loc. E acasă. Iar dincolo de programul politic al Alianței Aur, și vi s-a explicat câteva repere a acestui program, cel mai important lucru este să redăm România românilor, astfel încât cei plecați să se întoarcă, iar cei rămași să nu mai plece. Pentru că asistăm astăzi nu doar la fluxul, să zic, a milioane de români care, din păcate, datorită politicilor publice proaste,
Din ultimele decenii au trebuit să-și ia lumea în cap. Dar ajung vieții români și lucrează în afara României deseori pe bani de nimic, ca să facă plus valoare economică în țările respective, să trimită bani acasă, la soție, la copii, la părinți, la bunici, ca ei să poată cumpăra din magazine, și o să auziți pe vorbitorul de după mine, pe domnul Fițiu, care vă va explica chestiunile legate de agricultură, să cumpere pe banii lor produsele făcute de alții și vândute în magazinele noastre. Pentru a reda demnitatea românilor și demnitatea României, e imperativ ca la nivel european, în momentul de față, să arătăm, în primul rând, că suntem uniți și știm cu adevărat ce vrem. Suntem în sală astăzi. Ați intrat pe sub gangul ăsta. Când vă întoarceți, când ieșiți de la acest eveniment, o să vedeți în fața dumneavoastră o statuie. Noi am copilărit cu ea. Când eram copii, fugeam pe sub statuia asta, a lui Veșereni. Vă invit să vă uitați cu atenție la posturile celor două personaje din statuie. Îl ai pe de-o parte pe baronul Veșereni, care stă mai sus, îmbrăcat cu cizme, tras la patru ace, și în fața lui e o bag român. Românul e îmbrăcat în opinci, cu suman, cu gubă pe el. Părul, dacă vă uitați cu atenție, e dat peste cap, are în spatele părului o piaptă. Era specific iobagilor român. Și vedeți cum Veșeleni pune mâna pe umăr. Cumva se ridice. Că da, într-adevăr, Veșeleni a fost unul dintre primii grof maghiari care a eliberat pe român de pe Mușii. Dar am depășit acea perioadă istorică. Simeon Bănuțiu spunea în 1148: țineți cu poporul ca să nu rătăciți. De 30 de ani, din păcate, actuala clasă politică n-a mai ținut cu poporul. Și nu s-a comportat nici măcar ca acest baron Veșereni care i-a ridicat pe români din iobăgie. În România se uitau către români și nu se ridice, ci i-a împresurat, i-a apăsat. Exact cum vi s-a vorbit despre multele taxe pe care le plătim și astăzi. Dar când s-au întors cu fața către străini, în loc să se adrepte și să-i privească pe străini de la egal la egal, nu de sus și nu de jos, au stat în genunchi. Și din păcate asta e politica publică și politica externă pe care România o poartă de câțiva zeci de ani. Pentru a schimba această atitudine, e imperativ ca în 2024 patrioții conservatori să preia fluierele României. Vedeți deja ce se întâmplă în foarte multe țări vest-europene. Las deoparte Ungaria și Polonia. Dar ați văzut Italia, Finlanda, Suedia, în două săptămâni va urma Spania. Dar ați văzut ce s-a întâmplat și în Olanda. Multe lume vine la mine, scrie pe Facebook și zice: oameni, ce votul meu nu contează. E exact ce vor ceilalți să vă spun. Tu nu contezi, ești prea mic. Dar eu vin și vă spun că fiecare dintre dumneavoastră contează. În Olanda a câștigat în urmă cu două luni de zile un partid la alegerile regionale de la ei, 20%, Partidul Fermierilor. Într-un an de zile s-au ridicat, un an și vreo două luni, de la 1% la 20%. Pentru că guvernul din Olanda vrea să ia pământurile oamenilor. Păi cu atât mai mult noi, care de zeci de ani, exact cum a spus și antevorbitorul meu, din 5 zile pe săptămână, un român lucrează 2 pentru stat și a 3-a pentru TVA. Nebunie! Ați auzit de expresia robotic, nu? Vine de la robot. Era obligația de muncă pe care iobagiul avea. Am depășit timpurile. Dar Simeon Bărduțiu mai spunea ceva la 1948. E imperativ ca românii să se supună legilor făcute de cei aleși de către români. Ceea ce în 1948 nu se întâmpla. Erau străinii care făceau legi, legi care se aplicau și pentru români. Situația aceasta va trebui să se schimbe în 2024.
Se vorbește astăzi, ați văzut, cred, situația cu Schengen. Când România a intrat în Uniunea Europeană, a căzut de acord împreună cu toate statele membre deja ale Uniunii Europene să respecte o serie de obligații. Problema este că celelalte țări nu s-au ținut de obligațiile care țineau de ele să respecte și drepturile noastre. Din 2011 România trebuia să fie intrat deja în Schengen și nu s-a întâmplat. Dar e prevăzut în tratat. Cum e posibil ca în toți acești ani în care România a avut diverse guverne, și pretinse de dreapta, și pretinse de stânga, să nu-ți vină un președinte sau un ministru de externe și să-ți meargă la aceste întâlniri de la Bruxelles și să bată cu pumnul masă? Nu zic să dai cu masa peste cap, dar măcar să bată cu pumnul masă și să spună, domnule, nu-i normal. Și nu-i normal. Nu pentru că noi cerem a fi tratați cu superioritate. Dar uitați aici. Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană prevede foarte clar cum are loc accederea în Schengen. Îi auziți pe alții astăzi spunând, bă, zice, nu, că nu v-am prea lăsat în Schengen, dar mai trebuie să mai dați. Păi ce mai trebuie să dați? Păi și portul și alea. Nu, necuță, nu mai dă nimic. Cum se dă? Îi e luat. Îi ne plăti voi, da, unii acum. Exact asta am votat în Parlamentul European săptămâna trecută și se va vota definitiv peste două săptămâni. E timpul pentru fiecare dintre dumneavoastră și prietenii dumneavoastră, familiile dumneavoastră, să conștientizeze că exact România pe care o dorim și o dorim cu toți, și pentru noi și pentru viitorul copiilor noștri, începe de la fiecare dintre noi. Fiecare e important acolo unde suntem. Să vorbească cu cei din jurul nostru și înainte de toate să le dea speranță. Pentru că de ani de zile am auzit celebra și odioasa expresie. Nu se poate. Absolut orice negativ se întâmplă în România, oamenii politici români vin și spun Bruxelles ne cere. Păi da, mă, da. Gândiți-vă la 1948 când au fost oameni politici care și-au riscat capul ca să petiționeze împăratul. Că de aici s-a tras și lui Horea Crocea și Crișanu. Când s-au răsculat ca să ceară drepturi pentru românii din Munții Apuseni. Păi înainte de a se răzvrăti moții, au trimis depeșe la împăratul pe care l-au ignorat. Ori noi avem astăzi pârghiile în legi, în tratate, care trebuie doar folosite. Să poți să-ți respecti cu demnitate națiunea și să-i aperi interesele. S-a vorbit de antevorbitorii mei despre chestiunea energiei. Gestionam proiect pe care Alianța Aurul are cu privire la securitatea și nu doar securitatea, ci și suveranitatea energetică. Gândiți-vă la o chestiune foarte simplă. Ce faceți în fiecare zi? Mâncați de 2-3 ori pe zi, nu? Dacă nu sunteți pe dietă, mă gândesc. Dar doilea lucru pe care îl faci, aprins becul. 25% din mâncarea pe care românii o consumă astăzi în România este mâncarea adusă din afară. Asta înseamnă că 100 de lei, echivalent să spun, pe care cheltui pe mâncare, 25 rămân în țară, 75 se duc la alții. În al doilea lucru pe care îl face, a prins becul. 20% din consumul de curent pe care România îl consumă astăzi vine din afara României, pentru că din capacități de producție a energiei electrice pe care am avut-o în anii 90, nu doar să ne acopere necesarul de consum, când aveam industria aia pe care ați văzut-o toată prădată acum, aveam la momentul respectiv suficiente capacități de producție, nu doar să producem pentru noi, ci să dăm și la alții. Astăzi, în 2023, România importă 20% din energia electrică și puteți intra pe site-ul transelectrica.ro și vedeți la secundă cât consumă România și cât aduce din afară. Întrebarea este de ce s-au distrus capacitățile de producție energetică a României. Mine, și s-a dat exemplu și din Sălat, am fost la începutul anului 2021 la mina Lupeni, din Hunedoara. Păi ți se rupe inima aceea acolo. De ce s-au distrus hidrocentrale? De ce nu s-au finalizat proiecte începute în perioada comunistă? Pentru că în felul ăsta ții o națiune întreagă iobăgie. Gândiți-vă dacă în fiecare zi, când tu aprinzi becul,
Banii îți merg la alții. În fiecare zi în care mănânci, 75% din mâncarea pe care o mănânci îți vine de la alții. Ieri spuneam la Baia Mare că a doua țară din lume exportatoare de alimente este Olanda. România are de 474% mai mare teritoriu decât Olanda. Unde suntem noi? Vă dați seama ce potențial ar fi pentru această țară dacă ar fi condusă de oameni patrioți care să pună în prim plan interesul națiunii române și a țării. Acest interes însă se manifestă pe plan intern prin toate aceste politici publice pe care le-ați auzit, dar și pe plan extern, printr-o atitudine corectă. 60 și ceva, către 65% din legile în momentul de față care trec prin Parlamentul României, sunt legi care pun în aplicare diverse acte normative trecute la nivel european. Câți dintre voi ați fost ascultați atunci când Comisia Europeană, celebra Ursula von der Leyen, a venit și a spus trebuie să cumpărăm miliarde de doze de vaccinuri, 7 și ceva miliarde de euro, circa 10 doze, păcat de locuitor din UE. Cine a fost întrebat? Nimeni. Astăzi, săptămâna de asta, s-a dus faraonul Iohannis la o întâlnire a Consiliului și Comisia Europeană spune a rămas fără bani, nu mai au buget. Deși bugetul Uniunii Europene pe 7 ani, în 2 ani de zile, a terminat bugetul. De ce mai ne trebuie bani? Păi să aducă ea. De ce trebuie puse taxe în plus, biruri în plus pe oameni, ca ea să aibă mai mulți bani și după aia să-i împartă cum ea dorește? Și remarcați ce s-a întâmplat cel puțin în ultimii 4 ani. Fondurile europene au fost date cu diverse condiționări, le place lor să spună. Închideți minele, închideți termocentralele. Nu s-a uitat niciodată întâlnirea din februarie 2020, când guvernul de atunci condus de Ludovic Orban a venit în prima sa vizită la Bruxelles și a cerut o întâlnire cu toți europarlamentarii. Și evident că ne-am dus, pentru că aici nu e o chestiune de afiliere politică, e chestiune de a ajuta țara. Și la întâlnirea respectivă am fost singurul care a ridicat problema așa numitului European Green Deal, Pactul Verde European. Și spuneam de atunci și am spus și lui, domnule, nu acceptați în numele statului român condiționările din acel pact, pentru că veți distruge industria României și veți sărăci românii. Răspunsul lui a fost, România, zice, va primi, citesc, 750 de milioane de euro pentru fondul de tranziție justă. Păi și zic, ce justă tranziție vreți să faceți? Zice, să-i reprofilăm pe mine. Asta a fost. Să facă ce zic? Agroturism. Este nebun. Cum să faci agroturism? Mergeți pe Valea Jiului și peste tot pe una. Păi ce faci ca țară? Când tu ți-ai închis ce ați văzut? Între timp a închis termocentrala Minti, anul trecut. Și urmează complexul energetic Oltenia, care dă momentul de față. 20% din câtă producție face România și tot nu-i suficient. Și atunci vii și te întrebi. E normal pentru România și pentru noi ca națiune să vină să ți se condiționeze, să ți se ceară bani la nivel european și după aia când ți se dau bani înapoi, să ți se dea sub condițiile lor? Eu zic că nu e normal. Dar toate aceste lucruri pot fi repuse în ordine. Dacă România are o clasă politică care știe să-și reprezinte interesele și să lupte pentru ele. Și eu zic că avem astfel de modele, nu doar la nivel național, dar chiar și aici în Sălaj. Exemplul lui Simion Bărnuț. Exemplul lui Pop Gheorghe de Băsești. Mă rog, în Băsești era parte din Sălaj, în perioada respectivă. Maniu, Coposu și alții. Au fost exemple care ne-au arătat fiecare dintre noi că demnitatea și suverenitatea României, în primul rând, se apără prin oameni politici care pun în prim plan interesul și doar interesul națiunii române. De aceea vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să înțelegeți miza alegerilor din 2024 care vor începe cu alegerile europarlamentare. Opțiunea e foarte simplă. Exact cum a spus-o și Simion Bărnuț la 1948. Libertate sau sclavagism. Suveranitate sau vasalitate. Eu vă invit ca împreună cu ajutorul fiecare dintre dumneavoastră să alegem împreună o clasă politică care cu adevărat să țină cu poporul și să nu rătăcească. Mulțumesc!
E nevoie de reconstrucție și în agricultură, iar satul românesc trebuie să-și redobândească importanța în viețile noastre, în identitatea noastră națională și, bineînțeles, în dezvoltarea României. Ne va expune acum viziunea AUR în ceea ce privește agricultura și satul românesc un alt sălăjean de-al nostru, domnul profesor Avram Fițiu, cel care se autoprezintă printr-un cuvânt care pentru noi odată în trecut era sfânt, dar care pentru mulți români acum ar reprezenta o jignire. Cuvântul țăran. Domnul Avram Fițiu este conferențiar universitar la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Este coordonatorul unui masterat în limba franceză de agricultură, schimbări climatice și siguranță alimentară și este și secretarul general al Federației Naționale de Agricultură Ecologică. Un specialist pe care ne bucurăm să-l avem în echipa noastră și pe care îl invit acum cu bucurie să ne vorbească despre agricultură și satul românesc, aici, acasă, în Sălaj. Bună ziua, Sălaj! Bună ziua, dragii mei sălăjeni! Sigur că atunci când vorbești de sălajul tău natal, e mai complicat pentru că îți dai tăi de acasă și acest sentiment de acasă îți creează și emoții. De regulă, profesorii n-au emoții. Sper să le depășim astăzi în această intervenție. Când spui sălaj, spuneau în vremurile comuniste, ne spuneau să rămân județ, dacă vă amintiți. Ce ar putea să ofere sălajul din punct de vedere agricol pentru România? Când spui sălaj pentru tine, clujan, bucureștean, de regulă, dacă ești un pic informat în domeniu, te gândești la țuică, la pălină, cu cât românesc. Te gândești la bivol, că am fost campionii României acum 33 de ani la nivel național ca și județ. AUR își propune prin acest program de guvernare ca România să redevină un stat suveran agroalimentar. Ceea ce, din păcate, astăzi nu se întâmplă. România a avut guvernări care astăzi au proiectat cheltuirea a peste 30 de miliarde de euro între 2020 și 2027 pentru a consuma mâncare din țări străine. O mâncare de mâna a doua. O mâncare super chimizată, o mâncare produsă prin tehnologii extrem de poluante. O astfel de gândire de slugă nu mai poți regăsi în nicio țară europeană. Să spui tu în Germania că vei cheltui 30 de miliarde de euro în 7 ani ca să-i dai germanului mâncare din sălaj, este de inacceptat pentru un astfel de ministru și ar dispărea după 2 minute. Ca să fii suveran alimentar, ai nevoie de 3 ingrediente majore. Ai nevoie să fii stăpân pe pământul tău. Ori pe pământul tău din sălaj, când sălăjenii au plecat la muncă în Spania și Italia, au venit spaniolii, italienii și le-au cumpărat pământul de acasă. Ca să fii suveran alimentar, trebuie să fii stăpân pe apa ta. Iar România a concesionat, este campion european la concesiune de cursuri de apă pentru microhidrocentrale până la 2 MW, care ia apa din muntele României, ia apa de la animal, ia apa de la țăran, o tubează pe niște tuburi de un metru diametru și obligă ursul să coboare în oraș, pentru că e destructurat habitatul și țăranului și animalului și ursului. Ori ca să fii suveran alimentar, îți mai trebuie un ingredient. Trebuie să ai țărani. Care țărani? Păi sălajul este campionul național la emigrație. Pentru că fiind un județ sărac, a trimis peste hotare nu 50.000 de sălăjeni, mult mai mult. La mine în sat, în Marin, sunt 362 de familii tinere, în putere, care sunt plecate peste hotare. Și avem 300 de sate în sălaj.
Ei bine, AUR vine cu măsuri care să redea o șansă de renaștere a satului românesc. Prima măsură. Vom veni cu o măsură de reindustrializare a satului românesc. Pentru că atâta timp cât la mine în sat, în Marin, mai continui să vinzi porcul pe picior, vei rămâne sărac. Câtă vreme o să mai vinzi vițelul pe picior în sălaj, în orice sat din cele 300, ești condamnat la sărăcie. Pentru că o țară care vinde materie brută este condamnată la sărăcie. Iar Africa este un bun exemplu de continent, cel mai bogat dintre continente, care vând materie brută și astăzi trăiesc într-o lucie sărăcie. Ce înseamnă această măsură aplicată concret într-un sat din sălaj? Am să iau exemplul satului meu natal ca să vă fie mai clară povestea, dar putem extrapola în orice sat sălăjan. Ce nu are astăzi Marinul și trebuie să aibă mâine în acest program de guvernare? Marinul, cum vă spuneam, este campionul național la pălincă. 650 de cazane astăzi, încă. Singurul sat din România în care venea armata ca să salte cazanele și nu miliția. Asta e copilăria mea acolo. Și tu n-ai din 650 de cazane niciun antrepozit fiscal până la 2000 de litri legal? Înseamnă că n-ai viitor în satul ăsta. Înseamnă că pălinca e o poveste care dispare în istorie în momentul în care oamenii în vârstă dispar și trec în altă lume. Deci vom finanța unități de procesare. Măcar una într-un sat precum Marinul. Ce mai are Marinul? Păi Marinul mai are bivor. Puțin, vreo 10. Dar copilăria mea, ca și copil de ciurdar la Marin, a fost într-o ciurdă de 850 de bivori. Pentru că Marin a fost campionul național la număr de bivori, ca și sat. Pentru asta construiesc astăzi, pe un proiect la USAMV, o fabrică de 500.000 de euro la Sâng, ca să putem crea o brânză recunoscută europeană și care să preia laptele din acel teritoriu. Deci, fără ori, brânzărie în Marin. Ce înseamnă brânzărie? Înseamnă 50 de metri pătrați pe ordin 111, ca mâine să ai propria ta fabricuță, că n-ai viitor nici în mare, nici în alt sat sălăjan, fără să deții o mică unitate de procesare. Zero! Îl dai la orice, că n-ai știut să-i dai valoare utilă. Vom finanța orice unitate de procesare care știe să ia zero, ca mâine să-l dea sub formă de pudră, de proteină, în orice sală de fitness din România și din Europa. Că acolo se vinde zero în toată Europa. Nu se dă la porci. E prea valoros. În Marin, dacă n-ai o carmangerie, nu-ți poți permite să visezi că mâine vreo unul din cele 360 de familii de marinani se vor întoarce din diaspora și în loc să-și facă casă în Zalău, se vor duce în Marin și o să-și proiecteze viitorul acolo. Nu-și pot proiecta viitorul acolo pentru că el atunci când a fugit din Marin, a fugit pentru 1000 de euro, iar dacă a fost o familie, pentru 2000 de euro. Dacă tu, Partid AUR, și asta facem, și asta propunem, nu vii să oferi un venit net de 2000 de euro pe lună, care înseamnă ce? Înseamnă 5.000 de euro brut, care înseamnă 50.000 de euro brut pe an. Și se poate face treaba asta în mare sau într-un sat din sălaj? Dar se poate, contrar a ceea ce li se vinde la televizor de 33 de ani. Ți-au spus că ai prea mulți sărani în România, ca să le iei pământul. Din 4 milioane de gospodării, mai ai astăzi 700.000 de gospodării la Apia. Și spun că e prea mult 700.000, trebuie să dispară și acestea ca să le putem lua pământul. După ce i-au schimbat numele și l-au rebotezat din țăran în cuvânt de slujbă. Cum faci 5.000 de euro în mari în mâine printr-o unitate de procesare, printr-o carmangerie? E foarte simplu, o carmangerie de 80 de metri pătrați, 100 de metri pătrați, trebuie să proceseze carne de porc sau de vită. Dar să nu cumva să greșești culoarea la porc. Că dacă în Marin sau în sălaj mai continui cu porcul săracului de culoare albă, marele alb, asta înseamnă sărăcie. Înseamnă că ai greșit culoarea la porc. Înseamnă că trebuie să iau din porbagaj de la mine culoarea potrivită neagră, adică basma și mangalița, că aia e culoarea bogatului la porc.
Asta vrea să mănânce cel care își permite să plătească un preț corect pentru cârnați și nu pentru porcul pe picior. Să fii la mare și să n-ai o moară în sat ca să poată procesa cerealele? N-ai viitor într-un sat precum Marina. Noi am avut multe în sălaj aceste unități de procesare. Pentru că în vremuri a fi morar, erai un țăran mijlocaș în satul tău. Avea propria ta brutărie, însemna o persoană extrem de importantă în lumea satului. Asta înseamnă reindustrializarea satului românesc și o puteți duce în satele voastre natale, pentru că sălajul ce este, Zalăul? E un sat de țărani, industrializat forțat de Ceaușescu. Astăzi rezistați în Zalău, pentru că încă bunica poate mai la țară și mai putem aduce în weekend un pic de mâncare ca să ne putem aproviziona. Deci pentru un județ de țărani va trebui să regândim și să reindustrializăm satul românesc. Măsura numărul 2. Turism cultural. Spunea Cristi Terheș mai înainte că în Valea Jiului este un nonsens și adevărat. Dar sărașul ce poate să ofere în turism? Satul meu natal are o tânără de vreo 25 de ani, Patricia, care a pus în ultimii 5 ani un sat non-name din România pe harta turismului internațional. Din propria voință și din propriul buzunar. Păi dacă un copil poate să facă treaba asta, că a început pe la 18-19 ani, ce poate să facă un guvern care are o viziune foarte clară pentru a salva de la dispariție satul românesc? Când vorbești de un sat din Sălaj, Chei Marin, că este Letca sau Cozla, vorbești de un turism gastronomic. Ultima casă din Marin poate să aibă o mâncare recunoscută la nivel european ca produs cu denumire de origine protejată, gen cârnați de pleșcoi sau brânză de ibănești. Și tu ai 300 de sate din Sălaj care n-au niciun produs. Primul va fi la Sâng în acest proiect al școlii. Ce gastronomie! O gastronomie pe care nici o țărancă germancă franceză nu poate să poți o facă astăzi. Te duci în orice sat din Austria sau din Danemarca și nu vei găsi potențialul gastronomic pe care îl are o țărancă din Sălaj sau din Cluj sau din Maramureș. De fapt vorbim de aceeași mărie cu altă pălărie, în care e cu ochii închiși orice mâncare pe care ți-o pune o țărancă în farfurie și de mâine s-o pui în vânzare. Asta înseamnă că în Marin, fără un catering care să dea mâncare caldă, câtă mâncare caldă poate rentabiliza o gospodărie țărănească sau hrană rece cârnați? 5 tone de cârnați pe an. 2 oale de sarmale pe zi. Înseamnă 2000 de euro net pe lună, adică 5000 de euro brut. Câte hectare am nevoie pentru asta? Un hectar, 2, maxim 3. Mi s-a spus că dacă ai 3 hectare în România, trebuie să dispari. Nu! Din punct de vedere economic, rentabilitatea unei gospodării nu se calculează în număr de hectare și în număr de vaci, ci se calculează în venitul net pe lună pe care un hectar, 3 hectare, îl poți să-l producă în momentul în care pui în farfurie mâncare celui care cere la prețul corect. Deci turism cultural în Sălaj înseamnă gastronomie recunoscută europeană. Turism cultural în Marin, ce înseamnă astăzi? Ce face tinerica asta? Pune în valoare portul popular. Știți, nu costum popular îi spune port. Port de la pe, adică de la preot. Ort de la drept. Că atunci când stăteai în fața popii, stăteai drept când te căsătoreai. De acolo vine cuvântul port popular. Această fată în Sălaj aduce în Marin, de pe 5 continente, ultimul ziarist din lume ca să vadă un tezaur de neimaginat numit port popular, care ieri oierii din Marin, acum 100 de ani, 200 de ani, îl puneau imprimat pe brânză, pe o brânză culturală, sub formă de tipar cultural. Asta înseamnă turism cultural. Nu vă gândiți la obiective turistice, gen grădina zmeilor, nu asta caută un turist de nișă în Sălaj. Caută ceva ce n-are nimeni. Iar oricare dintre satele din Sălaj are o mâncare care poate să devină mâine magnet turistic internațional dacă îi dai culoarea potrivită
recunoașterea potrivită din punct de vedere internațional. Ca să fii suveran alimentar, mai trebuie să fii stăpân. Pe cum te cheamă? Și pe pământul tău și pe apa ta. Și da, vrem o țară ca afară, vreau o țară ca în Polonia, ca în Germania, prin care ultimul hectar de pământ românesc să nu mai poată fi vândut doar teoretic, eventual. Că practic ți-am gândit toate mecanismele legale prin care să nu te poți apropia de pământul românesc, așa cum o face Polonia, Germania, Franța, Danemarca și ultima țară europeană, în condiții de completă legalitate. A fi suveran înseamnă să știi cum te cheamă. Pentru asta vom veni cu o lege prin care vom statua denumirea țăranului român, așa cum în Germania îl cheamă Bauer și nu fermier, adică țăran. Așa cum în Franța îl cheamă peisan și nu fermier. Înseamnă că avem nevoie de o lege care să statueze obligațiile, drepturile și, în primul rând, denumirea țăranului român, pentru că a fi țăran înseamnă a fi stăpân de glie. A fi fermier înseamnă slugă, a fi arendaș pe pământul unui stăpân. Potrivit legii arendei din Franța, legea fermajului. Iar legea arendei este cea mai insidioasă lege din România, prin care oricine are acces la pământul acestei țări. În momentul când ți-a dat pământul în arendă, poți să știi că l-ai uitat. Este mecanismul cel mai inteligent gândit pentru a putea să-ți ia pământul. Arendă. Așa este gândită pentru cei care iau arendă. Dar unde se vinde țăranul român mâncarea? Unde se vinzi 5 tone? În primul rând, într-o piață publică, așa cum orice țară din Europa face. În școala franceză nu poți tu merge din sălaj să duci mâncarea din Bădăcini într-o școală din Franța. Este piață publică, este piață protejată în care n-are acces decât țăranul din respectiva comună. Nu mere din Polonia pentru care cheltuim 120 de milioane de euro pentru cele mai chimizate mere posibile. Iar merele din Marin sau din orice sat din Sălaj n-ajung la 300 de metri la școală pentru că n-ai avut primar capabil să respecte legea care îi dă voie să cumpere din comuna lui, dar nu o face ca să nu supere președintele de Consiliul Județean, care are chef să facă o achiziție publică la nivel de județ pentru partide mari, zeci de vagoane, ca să venim și să dăm copilului din România o mâncare extrem de periculoasă, ultra-chimizată, golden, 24 de tratamente chimice, o travă alimentară, legală. Deci piață publică. Piață publică, așa cum o face orice țară europeană, care astăzi în România înseamnă peste 400 de milioane de euro, în școli, în spitale, în unități publice, în tot ce înseamnă domeniul public, armată, sistem militar. Asta înseamnă să ai viziune, asta vă propune AUR în 2024 ca plan de guvernare, măsuri structurante care să reașeze satul românesc. Pentru că dacă mâine ți se închide biserica într-un sat, următoarea care se închide e școala. Iar când biserica s-a dus și școala s-a dus, dispare satul românesc. Pentru că și satele mor așa cum mor oamenii, dacă nu avem grijă de ele. Așa se naște Dumnezeu. Nu doar că avem soluții bine gândite, ci și că avem oamenii cu care să le implementăm. De 2 ani și jumate de când suntem în Parlamentul României, am avut niște lupte. Toți ne prevesteau dispariția, că o să cădem, că nu o să mai intrăm în Parlament, că o să dispărem. Iată-ne în postura de principal partid de opoziție. Pe lângă ce v-au spus colegii noștri, am uitat să specific legat de administrație. Nu vom mai avea primării dacă nu avem 5.000 de locuitori. Nu are sens, servește doar primarului ca să rămână în funcție cu comune de 1.000-1.500 de locuitori. În schimb, pentru că avem capitolul 12, care se cheamă ocrotirea celor vulnerabili, în locul fostelor primării, lăsăm ghișeu unic pentru lucru cu cetățenii, de servit din maxim 2 funcționari. Ca să aibă acces și cei care nu pot să se deplaseze 20-30 de kilometri,
În special cei care nu au abilități digitale. Anul 2023, nu mai suntem în 1968. Ați venit cu toții la eveniment, descărcând platforma AUR, cei care n-ați descărcat-o vă invit să o descărcați și ați confirmat aici participarea în momentul în care sunteți pe o rază de 100 de metri de această locație frumoasă, impresionantă. Deja primiți un punct pentru participare. Asta e sediul nostru virtual. Suntem un partid de opoziție care s-a gândit cum să eficientizeze toate procesele interne. Putem să facem asta și la nivel de stat pentru a ușura viața oamenilor, cei care au un telefon deștept în mână. Nu v-am spus ce nu vom face. Cu siguranță, în România, în guvernarea AUR, aberații de genul Părinte 1, Părinte 2 nu vor intra. În guvernarea AUR nu se va renunța la plățile în numerar. Și în guvernarea AUR, leul va rămâne moneda noastră națională, nu vom trece nici la euro, nici la vreo monedă digitală. Spun asta pentru că există o prioritate a guvernului Ciolacu de a adopta moneda euro. Deși noi am vorbit cu finanțiști, cu economiști, cu oameni de la Banca Națională, toți spun că este o măsură greșită. Și altceva pe care nu vom face. Nu vom mai da bani de la bugetul de stat, din bugetul românilor, pentru partide politice. Chiar dacă suntem în opoziție și chiar dacă ne sunt limitate acțiunile, v-am zis, Colegiul Medicilor Stomatologi nu vor să ne autorizeze, nu vor să ne dea hârtia, deși totul îi țiplă, deși totul e nou, ca să pornim și cu dubița în cabinetul stomatologic. Cred că avem legătura cu Bucureștiul, unde astăzi, acum, au început să se rotească camioanele pe care le-am făcut la Baia Mare, care vor asigura tratament medical, asistență medicală tuturor celor care au nevoie din sate îndepărtate. Cei care salutăm pe toți. Chiar în aceste momente, colegii mei se pregătesc de plecare. Fraților, domnul, ne vedem la Bacău, la Rajăță. Suntem gata să pornim din județ în județ și Dumnezeu a făcut în așa fel încât astăzi, de 2 iulie, când comemorăm adormirea Marelui Ștefan, să plecăm spre Moldova lui cea dragă. Și prima localitate în care ne vom opri este Răcăciun, satul Gheorghe Doja, unde mâine de dimineață ne vom întâlni cu echipa de medici voluntari, cărora le mulțumim că ne sunt alături. Mai departe, județul Bacău vom merge în Libet, în Balcan, după care județele Neamț, Suceava, Bogoșan, Iași și toată țara. Fraților, o să ne vedem mâine. Prima locație din județul Bacău, să ne ajute Dumnezeu, să ne vedem cu bine, sănătos, Doamne ajută! Thank you.
asta înseamnă fapte, nu vorbe. Pentru că domnul profesor Fițiu a menționat de-atâtea ori Marin, satul Marin, comuna Crasna, o să vină caravana medicală și la Marin și în mai multe locuri din județul Sălaj, unde este nevoie pentru copii, pentru bătrâni, pentru cei nevoiași. Asta e pentru noi un semn că, indiferent cât e de greu, dacă suntem suficient de insistenți și ne ținem de drumul nostru, vom reuși. Duceți acest program de guvernare în fiecare casă de sălăjan, duceți din vorbă în vorbă, pentru că televiziunile vor fi împotriva noastră în următorul an, și împreună haideți să facem ceva măreț, fără precedent, ceva istoric, să câștigăm 50% plus 1 din voturile românilor și să începem reconstrucția României. Așa să ne ajute Dumnezeu! Apropiem de încheierea întâlnirii noastre, pentru care vă mulțumim din nou. Dar înainte să ne despărțim, vă propun să facem un mic exercițiu de imaginație. Cum ar fi oare dacă AUR ajunge la guvernare și începe să implementeze fiecare dintre măsurile care v-au fost prezentate și care se regăsesc în programul nostru de guvernare? Ce ar însemna acest lucru pentru viața noastră, pentru viața copiilor noștri, pentru viața părinților noștri? Cum ar fi oare să fim din nou mândri că suntem români, să știm că suntem conduși de lideri patrioți care negociază cu profesionalism și cu patriotism pentru România? Pentru că ne este greu să ne imaginăm o astfel de situație după 33 de ani de dezamăgiri, haideți la fel să vedem un ultim filmuleț care plasează România în anul 2030, adică deja după câțiva ani de AUR la guvernare. Haideți să-l urmărim și după aceea ne despărțim. Mergeau în buzunarele unora, acum sunt cheltuiți de noi toți. Banii se întorc românilor și o vedem cu ochiul liber. Școli atractive și dotate, spitale performante, infrastructură și investiții noi. Am repornit producția și sprijinim capitalul românesc. Investitorilor străini le oferim condiții corecte, dar le-am cerut un singur lucru. Respect. Funcționarii publici sunt competenți și pregătiți. Legea este lege pentru toți. Românii din străinătate au sprijin să se întoarcă acasă. Copiilor învață limba română ca să nu uite cine sunt, iar bunicii lăsați de mult acasă își regăsesc speranța și bătrânețea nu mai pare atât de gri. Mândria națională a început să înflorească în inimile românilor. În Uniunea Europeană și în toate organizațiile internaționale, România își face vocea auzită. Suntem ascultați cu atenție. Negociem pentru ce ni se cuvine cu demnitate și profesionalism. Copiii români învață să aibă încredere în ei și în puterea lor de a avea succes. Suntem o națiune de oameni talentați și buni. Depinde de noi să fim învingători. Cu viziune, cu muncă, cu ambiție, cu unitate și credință, ajungem să credem din nou în România. Avem viitor! Cu multă încredere, cu muncă și, bineînțeles, cu implicarea noastră a tuturor, putem să avem un viitor bun. Cu AUR la guvernare vom avea un viitor bun. Vă mulțumim pentru prezență. Până data viitoare când ne vom întâlni, vă dorim multă sănătate, bucurie împreună cu cei dragi, să ne vedem cu bine. Nu uitați, AUR este singura soluție. Vă mulțumim!